Suntem la o arte frumoasă, e o ediție specială, pentru că ne aflăm în deplasare și pentru că filmăm. De obicei mai suntem în deplasare în galerii de artă, în ateliere, dar doar cu sunetul. De data asta și filmăm. E o ocazie specială și aș Păi era și vrea să păcat. deschid. Era absolut păcat, ăsta ar fi cuvântul. Nicolae Comănescu, suntem în atelierul tău, total transformat. E o instalație, e operă de artă, nu? Este o instalație, o instituție, o pușcărie, un sanatoriu în care mă retrag și din care vreau să fug. Mă interesează mereu această temă, relația artistului cu atelierul lui, pentru că e un spațiu în care trăiește foarte mult. Uneori non-stop, 24 de ore, doarme, se trezește, lucrează, vin prieteni acolo, apare feedback-ul, poate că călătorește și în alte ateliere Da, ale da, vecinilor. da. De câți ani ești aici? Să le spunem ascultătorilor, e un atelier al UAP-ului, suntem pe strada Biserica Amzei. Da, și sunt de vreo 12 ani. 10-12 ani, mai știu, Ai 10-12. schimbat multe ateliere înainte sau și casa a fost Nu, atelier în timp? înainte am avut ateliere în case închiriate, în spații închiriate de mine. N-am avut de la unii artiști plastici, însă la un moment dat am început să am. Ani de zile, zeci de ani, am avut apartamente închiriate pe la marginea Bucureștiului. Încercam să găsesc condiții mai Deci te separai proaste. de casă, nu era acolo unde trăiești și Da, nu prea lucrezi. puteam să nu, mă întind foarte mult. Și Plus totuși, chimicale, miros, chimicale, miros, dar uite folosesc că tot vorbim de felul. chimicale și miros, îmi amintesc o poveste a ta. Atunci când lucrai cu praf, colecționai praf din diferite momente ale anului, bănuiesc că acele borcănele erau Da. arhivate și acasă, se găsea praf. Dar și da, am făcut Ca un și soi de acasă, da. mirodenie specială. Am avut, plus că îl colectam inclusiv în parcarea din fața blocului. Ți-am mai povestit, încercam să nu mă vadă vecinii, să nu tragă concluzii, să nu fie chiar sigur că am înnebunit de tot. Și la un moment dat eram pe la două noaptea în parcarea blocului și măturam și strângeam praf. Și mă vede o vecină, doamna Cocolici. Și așa o cheam. Și mă întreabă, ce faci, Comănescule? Păi strâng praf. Ce să mai fac? Ce, m-a prins, m-a prins. Păi de ce? Și am și vrut să, în momentul ăla, nu mai avea sens să mai ascund nimic. Păi vreau să-l vând în Germania. Ai intrat în... De momentul ăla nu m-a mai întrebat nimeni, nimic, m-a lăsat în pace. Îți mărturisesc că am această amintire din discursul tău despre praf. Îmi spuneai cum praful din iunie are un miros anume al teilor. Mi-a Da, rămas asta e în cap de praf, atunci. pământ, Are un parfum mizerie, aparte. plus, da, e plin, e, cred că jumate e polen de tei. Și am pictat atunci cu el, atunci nu simțea mirosul. O parte l-am lăsat într-un borcan și peste un an, doi, nu mai știu, l-am desfăcut. Și mirosea tei, dar așa grav, extrem de concentrat. Nicolae, când ai renunțat? Adică n-ai renunțat niciodată, dar în ce moment, pe lângă culorile tradiționale, să le spunem așa, au apărut praful, muștarul, alte elemente din jurul tău? Când se întâmplă asta? În ce Prin momente? 2007, după niște plecări prin Italia, prin niște târguri, nu mai știu, prin Londra, la Friz, am avut o decuplare de scena și de lumea din București. Și când m-am întors, era Aena borduriadă și în cazul în care se schimbă bordurile, în care sunt șantiere, cum erau atunci, mă rog, și acum în Berceni, era un praf îngrozitor. Și eram maniac să nu intre praful în culori. Aveai această Da. problemă, nu? Să rămână culorile pure. Scame, praf. Și am simțit că îmi strică tot. Mi-au dat scala peste cap și m-am gândit că, băi, nu E se un poate. E semn. un semn. Trebuie folosit praful ăsta. Și dacă nu cu praf fu ăsta, atunci cu ce? Și dacă nu eu, atunci cine? Dacă nu acum, atunci când? Și m-am apucat să pictez cu praf. Ce ai pictat cu praf? Că asta e important. E o documentare a orașului, a cartierului. Berceniu apare, marginea orașului apare Da, în da, lucrările tale da. și o faci chiar cu instrumentul orașului. E ca un soi de Pictam manifest. peisaje,
cu materie din peisajul ăla, din locul ăla. Spre exemplu, am foarte multe vederi de pe terasa blocului, cu acoperișurile blocurilor dâmbercene care se pierd în zare, și sunt pictate cu praf strâns în parcarea din cu praf, cu pământ, cu cenușă, am coborât la grătarele veșnic fumegânde din spatele blocului de la Tomberoane, unde băieții făceau ceafă de porc și mici, și le-am cerut din jar și din cenușa din grătar. La fel a fost ciudat. Sunt diferențe. Praful și pământul din parcare are altă culoare decât pământul din grădina blocului. E mai negru și mai rece și mai, nu știu, de la poluare, de la plumb, de la fum. Incredibil, de la... ai dezvoltat o sensibilitate asupra acestor nuanțe care absolut se transformă în funcție de locul de unde iei praful. Inclusiv negru de la cenușă, de la grătar, negru de la cenușă din grătare e mai puțin negru decât negru de la scrumul de țigări pe care îl colectam de la Ota din bar. Și strângeam toate scrumierele. Vorbeam și cu prietenii lui Ota, care îl ajutau și care debarasau mesele. Și debarasam și eu mesele, dar doar scrumierele. Strângeam, filtram, făceam în fel și chip, cu cât trebuia măcinat cât mai fin, cu cât e mai fin, cu atât e mai intensă culoarea. Și l-amestecam cu acrilic transparent. Cum se comporta pe pânză? Păi, la fel, cred că obțineam ca o culoare. Exact cum sunt culorile astea, să amestecă un pigment colorat cu un medium acrilic, așa făceam și eu. Amestecam un... Până la urmă, cred că siena, roșu venețian și altele din gama asta, toate maronezurile, cred că sunt făcute din diverse forme de lut, de pământ. Roșu venețian, am și găsit ceva asemănător între... Au trecut ani, eu m-am apucat să strâng multe feluri de luturi și de... Să ajungem aici, pentru că ești un strângător. Ai trecut prin diferite faze. Exact la asta mă gândeam. Dacă ne ducem acum cu gândul la Reșița și tot proiectul tău în zona industrială a Reșiței, nu? Pentru că ai creat o grămadă de lucrări acolo. O parte le-am văzut, le-am văzut expuse la Malmaison. Mi-amintesc că am înregistrat atunci. Pe de altă parte, să vorbim tot despre un proiect de la Reșița din 2022. Mai rău ca moartea, în care la fel strângi foarte mult saci, tu muncești foarte mult, acolo chiar cad, devine un efort acolo fizic, nu mai e treabă fină. Am creat 3.000 de saci și împreună cu niște, o echipă de muncitori pusă la dispoziție de primăria din Reșița și chiar râdeam că am creat 3.000 de saci care erau între gen 80 de kilograme unu, dacă era soare, iar dacă ploua 120 de kilograme. Și nu mi-am dat seama cât de multă muncă e și cât de mare e monumentul. Că era... N-ai estimat la început cât de complicat va fi și cât de mult timp îți va lua, de fapt. Da, da. De muncă silnică și zilnică. Da. N-am estimat. A fost 2 luni de muncă cruntă. Cu tot, cu ajutoare, cu macarale mici și cu tot felul de... Hai să descriem acest proiect ascultătorilor. Cred că unii poate și celor care ne privesc îl știu deja, s-a scris despre el, a intrat și în presa aceasta mare, care nu întotdeauna discută despre arta contemporană. Atunci a depășit granițele, nu? Atunci am avut noroc că am enervat lumea. A enervat una. Unii au început exact să aibă acel discurs despre ce porcărie e în arta contemporană. Da. Să se revolte. Ce e cu arta asta contemporană? Am pus saci cu nisip în jurul unui monument. Am pornit de la o imagine găsită pe internet, din Ucraina, evident, semnul războiului, monumente încojate cu saci, unul din semnele războiului.
Păi, se împlinesc 2 ani de când a început războiul, pe 24 da. februarie, deci atunci s-a venit și ideea, la început, da, final de februarie. Da, da, și ai declanșat totul în aprilie, când exact? Într-un foarte repede. Martie. Erau acele imagini care circulau pe internet, nu-i așa? În care monumente publice erau protejate cu acești saci. Monumentele publice din Odessa. Din Odessa. Le-am văzut eu atunci, erau protejate cu saci cu nisip și era, iară să vedeam, era un semn că e război, că urmează bombardamente. De ce să faci ceva aproape similar într-un context de pace? Și m-am gândit că dacă rupi din context și pui într-un context într-o țară unde e pace, unde să sperăm că suntem la an distanță, la an lumină distanță de orice război și de orice agresiune, dacă rupi asta din context și pui într-o zonă unde e pace și va fi pace, dintr-o dată capătă un semnal, o putere de evocare și de radiație a unei stări, a unei tensiuni. Și asta am și făcut. M-am dus la primărie, am cerut voie, nici n-am apucat să fac proiect. Primarul de acolo și consilierul Ioan Popa și consilierul cultural din primărie Dorinel Hodnogu au fost imediat, au înțeles instantaneu și li s-a părut că sună foarte bine și că e o lucrare, e o metaforă extrem de puternică. N-a fost nevoie să explic mult. Am obținut aprobarea în ziua aia și a doua zi m-am apucat de treabă. Și a fost șantier pe care l-am descoperit pe măsură ce îl făceam. Inclusiv cum se pun sacii, cum se țes, cum se aranjează să nu cadă o unghi de un... Se naște o țesătură, trebuie să gândești lucrurile, să nu cadă. Da, să nu cadă. A fost extrem de greu de desfăcut apoi. Dacă te uiți acum 2 ani distanță, cum ai privi acest proiect? Luând la pachet tot ce s-a scris despre el, toate reacțiile negative, pozitive, cum ți se pare ce ai făcut atunci? Cred că o bornă la mine în evoluție. Nu în evoluția mea, ci în receptarea partei mele. Cred că e o bornă, cred că e un început al unei noi perioade. Mi se pare că sunt cumva altfel văzut. Și că în modul în care ești privit, dar simți că și în tine s-a schimbat ceva? Și practica ta? Până la urmă mi-a dat încredere cumva, că nu știam că pot și cât pot. Că atunci am aflat. Și era prima oară când lucrai în spațiu public? Am mai lucrat odată, dar la fel a fost foarte pregnant vizual, însă am rezolvat-o cu ajutoare în vreo, nu știu, 8 ore. A făcut tot așa o intervenție pe postamentul fostului monument al lui Lenin din Piața Presei, în Piața Scânteii. Am lipit și am pus polistiren. Am izolat termic postamentul monumentului, care în momentul ăla era fără statuie, fără nimic. Și l-am transformat într-un soi de mastaba, tot așa, de nebun. Tot de la mediul din jur mi-a venit ideea, treceam zilnic prin Berceni și respiram aer cu biluțe din acelea de polistiren expandat. Pentru că se tot izolau blocurile, se tot nu? izolau blocurile și azi de dimineață am trecut pe o stradă și am văzut în lumina soarelui cum strălucesc, cum cad biluțele de polistiren expandat și îmi intră în nas și le respir. Și tot așa a fost și atunci. M-am gândit să izolez termic postamentul monumentului lui Lenin. Explicam cuiva, după care ajung eu prin Germania în vederea unei expoziții la galeria Petra Noshai de Aiche, vorbesc cu curatorul Bernard Serexe și căutam
ca să, în timp ce vorbeam și explicam ce am făcut, căutam să-i arăt pe telefon că existau fotografii, inclusiv în presă sau în câteva site-uri. Și din greșeală, dau niște cuvinte de căutare și din greșeală dau peste altă știre, cum că un șantier al primăriei din Craiova tapetase gardul cimitirului cu polistiren expandat de ăsta pentru izolare termică. Și am spus, bă, uite, cred că în România nu prea au impactul necesar lucrările mele, pentru că sunt banale, adică absurdul ăsta se întâmplă pe stradă, se întâmplă peste tot. Totul e parte din distracția zilnică. Trebuie decupat, scos din context și dus undeva unde e curat conceptual și sănătos mediu la cap și expus acolo. Și acolo poate avea impact mai mare. Curatorul cu care vorbeam, Bernard, îmi spune, suie-te repede în avion, du-te și semnează gardul de la cimitir. Că deja e lucrarea ta și asta. N-am apucat, dar... Mi se pare foarte interesant. Ai o relație foarte puternică cu orașul și multe lucruri se nasc de acolo, dar tu nu o faci, rare ori o faci în spațiul public. Sunt aceste două situații. Da, da, da. Atunci de obicei, am făcut, asta era de fapt... Fusesem invitat de Ioana Ciocan. Într-o serie cu mulți alți artiști care interveneau, nu? Aveau aceste intervenții. Ea avea seria asta, folosea postamentul de la statuia lui Lenin și invita artiști să aibă acțiuni sau să intervină asupra spațiului. Pe de altă parte, tu ești artist foarte ludic, hiperperformativ, dar lupta ta, în principal, se duce tot în mediul picturii. Acolo sunt probleme tale, acolo încerci să le rezolvi. Da, până la urmă, ăsta e limbajul meu al culorilor. Văd, am aflat de la prieteni, mi s-a spus, că văd culori. Că văd culorile altfel decât... Ce înseamnă? Nu cred că sunt conștient de asta. Dar așa mi se spune, printre altele, că sunt colorist. Și într-adevăr, de multe ori mi se pare mai ușor să apelez la volumele culoare. Și în continuare simți că nu ai epuizat acest mediu al picturii, nu? Nu cred. Nici gând, nu? Cred că niciodată. Până la urmă, eu de fapt cred că am nevoie să văd culori. Și îmi place să le văd. Și din cauza că nu le văd în mediu înconjurător, le fac eu. Probabil că dacă aș vedea și aș fi satisfăcut de ce văd, dacă ar fi în jur armoniile și proporțiile și tensiunile de culori pe care simte organismul meu nevoia să le vadă, probabil că m-aș lăsa de pictat și m-aș trece la altceva. Uite, noi aici suntem într-un spațiu plin de culori, deja îmi joacă ochii, mă uit la tine, mă uit în jur, atât de multe modele, culori, toate aceste haine cu care ai îmbrăcat, un spațiu delimitat din atelier. Ce ai făcut mai întâi? Ai creat niște pereți falși? A pornit de la o discuție. Curatoarea spațiului și a instalației este Elena Est. Vorbeam cu ea chiar în atelier și chiar în timpul expoziției de la SAC, tot cu o parte din lucrările de aici, despre un spațiu total imersant și o cușcă, cumva, și ceva între instituție, cușcă, spital și lucrare de artă. Cu care ai deschis, de fapt, discuția și aș vrea să ajungem aici, la o declarație pe care tu o faci, nu? Spui la un moment dat că în mod subconștient sau programatic întotdeauna am încercat să-mi fac o instituție în care să mă retrag, să evoluez și din care să evadez. Grupul Rostopasca, din care ai făcut parte între 1997-2001, Magazinul Național de Artă Contemporană, 2009-2012, revista Tura Bar sau The Temporary, 2007-2013, Prezent. De ce ai nevoie de o instituție? Deja ai atelierul, e casa ta în afara casei. Ce asta înseamnă să-ți exact faci o instituție? Ce ai citit acum e dintr-o discuție cu Elena Est. Exact așa am început. Și observație de ei, de fapt, că
mereu încerc să fac ceva și că de fapt e posibil să fie asta, să aibă o rădăcină în trecutul și în copilăria mea petrecută în comunism și în plin univers cumva concentraționar. Discuțiile despre fugă, despre evadare, despre scăpare era la ordinea zilei. N-am fost conștient că îmi creează o matrice, însă una din discuțiile noastre și unul din visele mele era că o să fug. Câți ani aveai în 89, Nicolae, la Revoluție? Am 20 ceva, 21. Ai prins mult, 20. Deci tu ai început să... Ai fost student, da, înainte de Revoluție? Ai devenit student? Nu, picasem și am făcut armată lungă. Ai prins Revoluția și fiind în armată? Și am tras după stafii, da, noaptea. Am tras după niște teroriști. Și asta devine o traumă posibilă, nu, momentul ăla, când ești mic și te trezești în Revoluție. A fost un soi de frică amestecată cu o ușurare și cu o fericire și cu ceva greu de descris și incredibil, că nu ne așteptam să... În mintea noastră Ceaușescu era etern. Și vroiam să scăpăm toți, dar nu ne configuram în cap scăparea. Și s-a produs brusc, mă rog, în câteva săptămâni. Eu nici nu țin minte și nici atunci, niciodată nu pot să descriu alternanța în timp și curgerea evenimentelor în timp. Nu mai știu ce a fost înainte, cum a fost, când a plecat, când a fugit, ce s-a întâmplat, când a fost atacat, dacă a fost... De se comprimă zilele alea, e un, da, timp. E un timp comun. Toate sunt concomitent din amintirile mele. Și revenind, e posibil să-mi fi rămas o matrice a evadării. Chiar sunt pasionat. Citesc tot ce găsesc despre micro-nations. Există în istorie o singură încercare reușită. Marinarii de pe vaporul Pitcairn, care s-au revoltat împotriva ofițerilor, i-au debarcat și au fugit în niște insule, unde n-au fost descoperiți niciodată. Până 1920 sau 1900 și ceva au fost descoperiți urmașilor. Echipajul navei Pitcairn a reușit să scape. Este singurul exemplu de evadare organizată care a reușit în istorie. Îți dai seama că sunt idolii mei și că mă fascinează. La fel, întotdeauna găsesc niște semnale. Mereu ceva de dincolo începe și îmi face cu ochiul. Tot timpul, spre exemplu, un semnal, mă uitam la un film, am uitat regizorul, făcut prin 2000, curând. Părea așa un soi de neorealism italian, era un film italian, cu o poveste... Niște militari din timpul celui de-al doilea război mondial, niște militari italieni care ocupau o insulă grecească. În fine. Și pe insula nu se întâmplă nimic, tot filmul. Ei se plictiseau, aveau mici drame, mici probleme pe acolo și ei nu erau de fapt conștienți că în plin război mondial ei nu participau la război. Ei scăpaseră. Nici tu, pe măsură ce vezi filmul, nu devii în prima conștient. Eu am obiceiul, după ce se termină filmul și începe să curgă genericul, să stau așa până nu mai mișcă nimic și să citesc tot. Și să ascult muzica. După ce a curs genericul, cu toate informațiile, apare ecran negru, după care un text. Se dedică celor care scapă. Iar am tot timpul...
am o atracție și îi descoper pe cei care încearcă. Există un lung istoric de inventare a unor țări fictive. Niște artiști din Norvegia au făcut, nu mai țin minte numele, au făcut o țară fictivă care e un soi ca de ONG și trăiesc toți din țara asta din vânzare de titluri nobiliare și cetățenie și pașapoarte din țara asta inventată. Și mai sunt tot felul. Însă eu știu că astea sunt doar proiecții, că e relativ imposibil. Însă am ca în analiza matematică o fugă constantă și o tind constant spre asta. Nu o să o ating niciodată. Dar tind tot timpul spre scăpare, spre evadare. Și atunci spațiul pe care ai creat acum, cușca asta colorată, îmbrăcată în materiale pe care le primești de la prieteni, sunt poate și din propria ta casă, e și eu un soi de plan de evadare al tău? Din cauza că societatea acum e mult mai democratică și liberă și mare și chiar dacă exista o cușcă, gratile sunt atât de departe că nu le văd. Deci din cauza că am fost obișnuit cu un sistem mai dur și acum trăiesc într-unul mult mai liber și relaxant, e posibil să încerc să-mi construiesc eu propria pușcărie din care să vreau să evadez. Asta este teoria Elenei, care mi s-a părut foarte interesantă și până la urmă mi-am dat seama că nu mă gândisem chiar așa. Însă mereu am făcut un soi de cuști, bărci, cluburi, ceva. De asta un soi de, putem să le spunem la limită, și instituții. Dar o instituție implică și pe alții aici, atragi pe cineva în ea sau în același e cușca ta? Adică e o diferență între o cușcă, o proprie închisoare pe care ți-o faci, din care vrei să evadezi, dar tu ți-ai și construit-o, și o instituție care ar însemna o comunitate, nu? Am participat la crearea unor comunități. Acum, oricum, ăștia sunt primii pași. Încă nu știu unde mă va duce. Deci ești intrat practic într-o nouă... Și e o nouă paradigmă. Și cred că... Nu m-am gândit nici la ce spui tu și o să mă gândesc și o să se vadă asta. Că într-adevăr trebuie să atrag aici. Dacă ne gândim la istoria artei, ce ai făcut tu aici, sunt niște referințe pe care le putem avea în minte. Mă gândesc și la avangarda, neo-avangarda, le duceam noi în discuție înainte să intrăm în înregistrare pe Cristian Boltanski, acel No Man's Land, muntele de haine. Da, nu? Da, ce e pentru tine așa un spațiu care până la urmă e foarte legat și de pictura ta, exact de acea culoare despre care vorbeam mai devreme. Ai căutat bogăția cromatică în ce ai ales aici? Până la urmă, da, la mine vine, știam de Boltanski, știu de mulți alți artiști și de zeci și sute de feluri de a folosi textilele, hainele, informațiile cumva purtate. Da, de exemplu și arte povera, dacă ne gândim. Și lucrul acesta cu atelierul e foarte vehiculat de arte povera, de avangardă, Kurt Schwitter, să-și fac să construiască altceva din propriul spațiu de lucru. Devine o clădire, un spațiu, se transformă. Ții minte, la Kurt Schwitter avea asta, se transforma locul, se modifica în timp, evolua, nu știai către ce va duce inițial. Da, deci facem această legătură cu avangarda, cu neo-avangardele. Spuneai tu că e un întreg univers, de fapt, de lucru cu... Da, sunt folosite în fel și chip. În fel și chip. De altfel și astăzi, artele textile parcă sunt revizitate foarte mult. Se lucrează tot mai mult cu materialul. Ai remarcat, nu? Am remarcat asta. În expoziții, în bienale. Cel mai mult văd la Victoria Zidaru. Mm-hmm. Am văzut de curând... Nu știu, dar sunt foarte... Și alți artiști care explorau alte medii se duc către tapiserie, către lucru, către cusături, către construcția unui imaginar din forme, din colaje de materiale. Eu am făcut, sunt tot felul de concepte pe care le poartă și le suportă folosirea textilelor. Sunt tot felul de
semnale plastice. Da. Sunt tot felul de posibilități de înșurubare în social sau de deșurubare din social. Asta e foarte interesant ce spui, înșurubare sau deșurubare din social, relația cu socialul, da, e foarte important ce zici. De la țesătura textilă la țesătura socială, sigur. Pentru tine ce e, de fapt? Pentru mine, până la urmă, cred că e de aceeași natură ca folosirea prafului. Pentru că când foloseam praful dintr-un peisaj, să fac un peisaj și foloseam din locul ăla praful, cenușa, pământul, ADN-ul viului ăla pe care vroiam să-l fac, mă foloseam de informația pe care o purta praful. Era, de ce era praful ăla? Printre altele, din cauza că e corupție, pe scurt. Că venea de la borduri, că era prea mult, că bordurile fuseseră schimbate prea des și mod inutil. Era clar să vedea pe harta Google că e corupție, din satelit. Nu trebuia să știi, să citești ziarele românești, cred că se putea vedea din satelit că e corupție mare. Până la urmă, asta ce înseamnă? Că în poartă e plin de semnificații. Inclusiv dacă îi faci analiză chimică, poți să, peste 3000 de ani, e posibil să te prinzi că a fost un grad anume de corupție și că e un grad anume de organizare socială și că are un ADN al timpului și al locului. Și am și fost întrebat de ce pictez atât de simplu ca o fotografie, pentru că nu ai ce alte poante să mai faci cu praful, pentru că deja ele poanta e încărcătura maximă. Și mereu mi-a plăcut când pictez să am cât mai multe leere de informație, să fie cât mai dens, să fie cât mai grea pictura. Să fie, dacă nu pot, înainte de pictura cu praf prin 2007, prin 2004-2006, pictam din ce în ce mai colorat și mai contrastant, până când ajunsesem la senzația că nu mai mi-ajung culorile și îmi trebuie alte culori, mai bune, mai tari, mai vibrante și îmi trebuie mai mult decât am. După care a fost ruptura asta și am început să pictez monocrom. Și simplu. Pentru că, iar de fapt, era ceva extrem de dens și de satisfăcător. Pentru că pictam un viu anume cu praful, cu ADN-ul viului acela. Ce important că spui acest ADN al viului. Da. Că e viața acolo. E plin, se mișcă, e ceva... Și aici e tot un viu? Păi și aici, pentru că toate hainele, spre exemplu, am evitat să le cumpăr din second hand-uri. Și toate sunt primite de la prieteni, toate au o istorie. Au o memorie, da. Hai să zicem că nici nu le știu pe toate, însă știu că au o memorie și că au o istorie și că o folosesc, chiar dacă nu o știu. Eu când am lucrarea asta, sau aia, pe o structură din lemne din mobilierul de acasă, am pus haine de ale familiei și de ale prietenilor. Apoi am revenit cu încă o rețea de desen alb. Vreau să ajung aici. Ce faci cu desenul alb, acea rețea? Sunt trei leere acolo. Subliniez faptul că sunt trei leere. Revin, de fapt, la ce vroiam eu, că eu, de fapt, vroiam să pictez, dacă te uiți, deși pare un soi de desen abstract. Da, asta sunt e. Sunt scene erotice sau bătăi de stradă. E figurativ, de fapt, ce se întâmplă pe aceste Dar nu. Pânze. E un soi de limită. Pentru că sunt și foarte multe falduri, sunt pliuri, enorm de multe pliuri în aceste haine. Tu le așezi într-o mișcare, ele au o dinamică a lor, această bază, acest strat. Am și crezut că o să meargă foarte ușor. Iar e foarte mult de povestit. Însă sunt foarte rezistente. Le-am făcut extrem de greu. Le-ai montat greu, spui. Le-am montat extrem de greu. Au energia lor, au poftele lor.
nu vor să stea acum. Eu credeam că, niște lupte acum. Ce mai șmecherie, fii atent cât de ușor o să fac, cât de bine, că m-am gândit și la latura efectiv fizică. Ce îmi place asta, mereu așteptările fizice nu sunt împlinite, de fapt. Și mereu am dau de ceva extrem de greu. Asta a fost, cred că, și mai greu decât cu saci. Au o energie și o rezistență a lor, nu vor să se așeze decât cum vor și se așează efectiv și la mine în cap greu și trebuie să mi se arate. Mi se arată o lumină mare și o voce mare îmi spune cum trebuie puse. Cum le pui? Au și sunt țesături diferite, unele mai grele, mai ușoare, absolut, mai catifelate, mai... jocul de structuri, de densități, intră asta, grafia adâncim lor. Da. Cât de greu să pictezi? După aia îmi spui că faci ceva figurativ, dar e foarte greu, te-ai luptat să pictezi pe ele. Ele au o compoziție și au un vârtej și au o energie, au un vârteala lor, nu stau pe loc și în învârteala aia integrez câte o poveste. Aveam dinainte un soi de preocupare de mulți ani, pornise de la o lucrare de-a mea, I Can See No Revolution. Și a tot evoluat. Tot pictat mulțim de oameni, bătăi de stradă, demonstrații, le-am alternat începând cu seria asta cu scene erotice. Mi se pare că este un soi de energie asemănătoare. Ah, vreau să te întreb, da. Violență, viteză, erotism, cumva m-a dus și la asta m-a dus și folosirea hainelor. Au absolut toate informațiile din noi și chiar concentrate, mi se pare. Adică par că sunt, că e pielea unui animal, însă de fapt e pielea unui timp și a unui spirit al timpului. Și poartă în ele toate informațiile, toate poveștile și iară folosesc o densitate cât mai mare. Lasă că sunt satisfăcătoare și la nivel vizual pentru mine, care sunt sensibil și am nevoie de culoare. Te culoare și această mișcare pe care o prinzi. Da, ar fi putut să se oprească totul la acest nivel, să nu vii cu pictură peste. Și trebuie un soi de îmblânzire și de tensionare. Mi se pare că sunt prea explozive și prea violente și prea explicite și trebuie puse în dărătul unui grătar. Ele sunt ținute de un grătar. Sunt ținute să nu se dea la om. Sunt ținute, desenul ăsta e un grătar care le ține în background un pic. E o mică tensiune și asta vine, iară, e ceva în plus, să mărească tensiunea, deși tu le vezi un pic mai liniștite datorită grătarului pus peste. Hai să te scriem, deci ce e? Ele sunt ca niște tablouri, dar baza ce e? Sunt o structură de lemn grătar, îi spui tu? O structură de lemn făcută din... Am început cu o structură comandată la un tâmplar și am continuat, am ajuns să le fac să le faci tu, se vede din că mobilă sunt... și din uși, din dulapuri, tot din resturi. Patru, din resturi. Am început să primesc acum bucăți de mobilă de la prieteni, alături de haine. Dar mă gândesc că acum tu puteai să te oprești la ele și atât, dar tu ieși din spațiul lor, ai îmbrăcat totul pe jos, pe tavan, ieși din aceste spații marcate ale lucrării. Da, am început cu ele. Încep cu ele. Eu lucrare să am spunem și... Am simțit că să învârt mai mult decât sunt. În expoziția Popescu, nu? De la Castelul la Hovar, o asemenea lucrare prezentă. Da, da. Care arată mult mai un pic convențional. E ca tablou. Dar aici, de fapt, e o explozie. Da, păi... cumva... cer și se împrăștie și duc mai mult. Cer ele astea, da, nu? Da, da. A pornit, într-adevăr, de la... o discuție cu Elena Est, însă cred că și ei, adică și altor oameni, le pare
că vor să iasă și că vor să umple pământul. Și să construiască universuri mici, mari, cum ar fi, dar cât mai încheiate. Și e ca și cum ne-am aflat în interiorul unei picturi. Suntem în interiorul, asta în ajungem. În interiorul unei picturi. Se poate asta vedea e. Spatele tabloului în afară. Da. Nu? Exact. Noi suntem într-o pictură. Și stăm, da, într-adevăr. Suntem într-o pictură, nu știe nimeni. Ba chiar putem dispărea aici. Și putem evada. Evadăm, nu? Noi da. Ne-am creat. Păi atunci discuția devine foarte delicată. E până la urmă, tot ce construiești aici e despre... Despre artă, despre mediul picturii, despre arta ta, în ce moment te afli acum, nu? Ne intrăm în pictură, scăpăm? Eu carne, da. Totdeauna trebuie să fie ceva de genul. Artistul intră în propria carne a lui, nu? Carne, da. O tăietură direct în carne. O tăietură direct în carne? Da. Doare înseamnă, nu e? E violență, e plăcere, e durere, fără durere nu o să fie niciodată plăcere. Și e un amestec, e un vârtej în continuare, normal. Da, așa trebuie să fie, așa e mereu. Și când pictezi, sau nu știu, eu când pictez, ajungem mă enervez. Te enervezi, pictez foarte ești greu. Chinuit. Sunt violent, da, devin încet. Spune că te și bucur totuși. Că... Absolut, tot, da. Yeah. Alternezi, nu? Până la urmă, când momentul în care o las și arată cumva, înseamnă că m-a satisfăcut și că m-a iradiat. Și te-ai și eliberat, ai ieșit da, din cușcă, nu? Am ieșit din tensiune și normal că îmi place și am plăcere și fericire, cumva. Însă am și un soi de furie cât timp lucrez și de... Eu tot timpul trebuie să smuldă undeva ceva, că dacă era așa, nu mai pictam. Dacă era gata, bine și bună și frumoasă sau etică sau radiantă sau caldă sau cumva. Smulgi din tine ceva, nu? Pe și așa-l dă materie. Tot timpul face asta. Tot timpul face asta. Din materia, din țesătura aia, spațiu, timp, societate, rupi și din țesătura, din spațiu, timp, societate și carnea ta. Și din asta rup tot timpul, când, inclusiv când te gândești. Rup și îți faci loc. Să existi, altfel trebuie să fii. Și o să semnalizez asta. Atât, nu fac nimic. Exist și semnalizez că exist, probabil. Ne oprim dar... aici, zic eu. Eu așa zic, tu ce zici? E suficient, da. Exist ar fi ultimul cuvânt, semnalizez că existi. Vă da. Mulțumesc mult, Nicolae. Și eu îți mulțumesc că ai venit. Sunt curioasă unde va duce totul. Cred că și tu eu, ești. Și eu sunt curios, da. Nu poți controla întregul proces, nu? N-ai cum. Asta e și magia, de fapt. Nu, da, și o să apară pași noi, o să apară tot felul, cu siguranță. Să vedem. Cred că merg mai departe.